Am revenit așadar la legile afacerilor, una din industriile cele mai la adăpost în actuala criză sanitară și se pare că și în cea economică pe care o tot anunță profeții economiei mondiale, cea de IT, s-a adaptat cel mai bine situației. România nu face excepție, iar liderii pieței au navigat bine prin furtuna perfectă, pricinuită de pandemie și noua realitate economică. În ajutor le-a venit și nevoia mai mică de prezență fizică la birou, adaptare care probabil va continua și după COVID-19. Alături de mine, așadar, în această a doua parte a emisiunii, Alexandru Radu, Head of Business Growth la Argo Consulting România. Bună seara, Andrei, și mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Ce înseamnă acest, hai să traducem acest head, bine, să-l traducem într-un limbaj nu de business, ci colovial, așa, acest Head of Business Growth. Da, până la urmă, business growth e ceea ce ne dorim cu toții pentru companiile noastre, adică creșterea companiei. Business growth, exact, din punctul nostru de vedere, înseamnă sales, marketing, toată zona aceasta de promovare a companiei și de vânzare și de relație cu clienții săi. Însă, în același timp, business growth e ceea ce ne dorim și pentru clienții noștri, pentru că suntem într-o astfel de companie, într-o companie de consultanță și de implementare de soluții de business, soluții software, care, așa cum o să discutăm și astăzi, au legătură cu componentele de digitalizare. Correct. Și atunci, business growth, din punctul nostru de vedere, înseamnă creșterea companiilor, creșterea clienților noștri. Până la urmă, misiunea noastră fiind chiar aceasta, să inspirăm companiile să-și depășească performanțele, tocmai prin îmbunătățirea proceselor și prin digitalizare. Ce face, de fapt, Argo Consulting? Argo Consulting... Care sunt diviziile de business? Că știu că face mai multe, dar hai să-i numerăm diviziile de business. Argo Consulting, cum spuneam, este o companie de consultanță și implementare de soluții de business, soluții software, soluții IT, cu principal scop acela al digitalizării companiilor cu care lucrăm, clienților noștri. Și atunci, ca și istoric, implementăm în primul rând soluții de business care se adresează tuturor companiilor, și anume soluții de business de tip ERP, Enterprise Resource Planning, ceea ce înseamnă acele soluții care ajută orice companie să-și gestioneze toate procesele de afaceri. Fie că vorbim de procesele core business, adică producție, proiecte, retail, distribuție, depinde fiecare ce proces core business are, însă acestea sunt integrate cu procesele de financiar-contabilitate, astfel încât totul să se întâmple într-un singur sistem. În același timp, pentru că ne dorim ca, și nu că ne dorim, de fapt ăsta e trendul și asta își dorește fiecare companie, să se diferențieze, să poată să fie unică și să poată să-și aducă acea valoare de care este nevoie în ziua de astăzi, într-un mediu atât de competitiv, ca să te poți diferenția și să poți să te transformi și să crești în acest mediu de business. Și atunci noi credem și suntem siguri că e important să poți să implementezi fluxuri și procese de business care îți sunt unice ție ca și companie, care te diferențiază, care îți aduc acel plus valoare în fața competiției și, mai mult decât atât, în fața clienților tăi, să le poți, să-i poți servi din cele mai bune perspective. Și atunci am investit într-o platformă de digitalizare, spunem noi. Se tot vorbește foarte mult, unul din cuvintele cheie ale perioadei. Exact. Și chiar vreau să te întreb dacă pandemia v-a accelerat sau simți că a accelerat procesul de digitalizare pe zona de business. Pandemia a accelerat procesul de digitalizare în anumite zone, într-adevăr. Dacă ne uităm și pe statistici, vedem că față de acum 2 ani, liderii de business din România spun că încep să pună digitalizarea pe primul plan în ceea ce privește dezvoltarea companiei și sunt 55% deja cei care spun că pun digitalizarea în centru dezvoltării business-ului, pentru că digitalizarea până la urmă, și tot așa, dacă e să ne uităm pe studii, ajută în primul rând la simplificarea proceselor și au spus asta 61% dintre respondenți. Da. În același timp ajută la scăderea costurilor și la eficientizarea proceselor operaționale. Deci cumva, dacă e să ne uităm, digitalizarea de fapt ajută companiile să-și eficientizeze una din cele mai importante resurse, și anume timpul. Pentru că în ziua de astăzi, de fapt, ce înseamnă digitalizarea? Înseamnă că acel timp pe care îl pierdem în tot felul de procese repetitive, împins hârtia de la un departament la altul, nu mai spun de la o instituție la alta,
acele procese care nu ne fac să aducem valoare, da? Ci pur și simplu sunt niște procese repetitive, acele procese care ne pierd timpul în fiecare zi, ar trebui cumva să fie eliminate, îmbunătățite, simplificate, așa cum spune și studiul. Și atunci, digitalizarea înseamnă, de fapt, să eficientizăm acest timp, să dăm timpul înapoi oamenilor, astfel încât ei să-l poată folosi mult mai eficient. Nu înseamnă că digitalizarea își propune să elimine oamenii, că ne tot uităm la filme cu roboți, cu roboței și acum au apărut roboței software și ce facem? O să ne înlocuiască, o să ne pierdem joburile? Nu, nu este chiar așa. Scopul digitalizării este să elimine acele activități repetitive și să aducă timp nou pentru ca oamenii să-l folosească în activități creative. Adică randament, creștere de randament și de productivitate. În activități de strategie și de planificare, corect, care să facă într-adevăr acea companie să se poată diferenția și să crească. Așa este. Voi, industria IT, software, ați avut oarecum noroc, să-i spunem, dacă se poate vorbi de noroc în această pandemie, în sensul în care prezența voastră fizică la birouri n-a mai fost atât de mult solicitată, mă gândesc. Într-adevăr, pentru că deja oamenii erau obișnuiți să lucreze în call-uri, așa cum am fost. Sau remote. Sau, ne-am, da, obișnuit acum cu toți să vorbim în call-uri sau în call-uri, da, pe diverse platforme de interacțiune vizuală. Într-adevăr, noi eram, poate de aici aveam un avantaj, că eram deja obișnuiți să lucrăm în acest mod. Într-adevăr, avantajul este că acum toată lumea începe să învețe să lucreze în acest mod. Nu mai suntem doar noi cei care hai să ne auzim pe un video call, ci toată lumea începe, și nu că începe, deja lumea s-a obișnuit cu acest mod de lucru, este mult mai ușor să organizeze acum o întâlnire, indiferent unde s-ar afla cealaltă persoană în lume, ne vedem pe call, sigur că ne vedem. Înainte trebuia să explici, uite, intră pe link-ul ăsta, era mai dificil un pic. Acum până și copiii mei stau acasă, știu, ne conectăm online, nu e nicio problemă, e tot ok. Dar, într-adevăr, noi am avut un, să zicem așa, un plus, pentru că știam deja să lucrăm în acest mod. În același timp, pandemia, iată, a accelerat astfel de procese digitale. În schimb, dacă e să ne uităm pe același studii, pot să spun că, într-adevăr, oamenii se uită și spun, da, vrem să ne digitalizăm, corect, însă, din păcate, încă suntem în urmă. Există o diferență de mentalitate din punct de vedere al acceptării și implementării proceselor digitale antreprenor român versus antreprenor străin? Pentru că la Argo Consulting înțeleg că aveți din ambele categorii clienți. E adevărat. Avem clienți și români și din România și internațional. Dacă e să ne uităm pe aceleași studii și chiar și dacă e să ne uităm în experiența noastră, într-adevăr, încă suntem în urma trendului și a pieței europene. Deci, cumva, încă suntem prin ultimele trei țări acolo în ceea ce privește digitalizarea. Dacă să ne uităm pe statele din Uniunea Europeană, liderii fiind, evident, țările nordice, da? Deci ei sunt undeva la 70%, noi suntem undeva puțin peste 40%. Și la fel, foarte mare parte din această statistică vine din accesul nostru la internet și din resursa umană foarte bună și foarte bine pregătită în direcția aceasta. Însă încă suntem un pic în spate în ceea ce privește, să zic așa, diferența față de restul Europei, dar antreprenorii români încep să vină din ce în ce mai mult cu idei noi și cu o aplicare mult mai mare față de anii trecuți către digitalizare. Că e pandemia, că încep să vadă trendurile internaționale și sunt mult mai expuși la o piață internațională, e clar că, nu știu, sunt întâlniri la care vin clienții și ne spun antreprenori și spun, noi vrem o soluție direct în cloud, nu vrem noi să ne mai cumpărăm servere, să stăm, să avem grijă de ele, să plătim pe cineva să aibă grijă de ele, să nu știm cât de mare să-mi cumpăr serverul. Păi dacă astăzi îmi crește business-ul și mâine vine pandemia și îmi scade, nu ar fi bine să am o predictibilitate mult mai mare și să plătesc pe măsură ce consum? Asta și din punct de vedere al serverelor și încep să vadă asta și din punct de vedere al aplicațiilor și al serviciilor. Da? Software as a service. Da? Adică plătesc doar atât cât consum, pentru câți utilizatori am. Dacă vreau să mă extind și reușesc să extind business-ul, mai adaug încă o funcționalitate, încă niște utilizatori și plătesc un abonament mai mare. Dacă nu,
abonamentul merge în direcția. Deci încep ei să vină către noi și nu mai trebuie să explicăm noi ce înseamnă software as a service, ce înseamnă cloud și așa mai departe. Deci cumva antreprenorii, din punctul meu de vedere, vin foarte mult în direcția aceasta. Crezi că pandemia va reseta cu totul regulile jocului pe zona aceasta sau după, sperăm că putem să folosim la un moment dat, după pandemie, piața își va regăsi, așa să spunem, o anumită lentoare și o anumită dorință pentru a mai plimba niște hârtii, cum spuneai tu foarte bine la început? Eu cred că pandemia este doar un accelerator, cum au fost mulți alți acceleratori pe parcursul anilor. Vezi, nu știu, apariția iPhone-ului când toată lumea a început să folosească telefonul și aplicațiile de pe telefon, nu cred că te-ai fi gândit în începutul anilor 2000 că pe acel telefon cu taste o să folosești astăzi aplicații de business, de exemplu. Da? Și atunci, cu taste a fost BlackBerry, care a venit cu mail-ul, ăla a fost într-adevăr o chestie. Și atunci pandemia eu nu văd decât ca un accelerator, iar odată ce acceleratorul te-a împins într-o direcție în care ai văzut că se poate mai bine decât făceai înainte, nu cred că o să te întorci la împins hârtia. După ce ai văzut că poți să, de exemplu, să ai un roboțel software care îți citește datele din facturi și ți le introduce automat în sistem, da? Cum este una din aplicațiile construite cu platforma noastră, nu cred că o să te întorci să introduci tu manual datele în sistemul respectiv. Sau dacă ai văzut că poți să, nu știu, ai un sistem complet integrat, vezi, nu știu, de exemplu în medicină, da? În zona asta, în care pacientul poate să sune, să știe exact programul medicilor, să se programeze, să fie tratat așa cum trebuie, să ai fișa completă a pacientului și atunci când ajunge istoricul și când ajunge să fie tratat așa cum trebuie, să fie întrebat, uitați, aveți acest istoric, nu doriți să... Da? Deci după ce ai și ai văzut că clienții te percep mult mai pozitiv și poți să te diferențiezi în piața în care lucrezi, eu sunt sigur că nu o să te întorci înapoi la vechiul mod de a face business. Apropo de aplicații, că spuneai de aplicații, Timecode este una din aplicațiile Argo Consulting. Înțeleg că e flagship-ul vostru. Așa cum spuneam, business-ul nostru se împarte în mai multe direcții, direcțiile principale fiind acela de implementare de soluții de business ERP și implementarea unei platforme care să ajute companiile să se diferențieze prin digitalizare și să simplifice procesele. Timecode este această platformă, o găsiți pe timecode.com, că na, acum fiind un mediu internațional, trebuie să fim pe .com. Timecode, ce este? Vă spuneam de cloud și de software as a service și de timpul pe care îl petrecem și îl pierdem cu acele activități repetitive și redundante. Timecode, din punctul nostru de vedere, este time as a service. Da? Adică, haide să dăm timpul oamenilor înapoi, să-i lăsăm să folosească acel timp mult mai eficient, as a service, adică, ok, o platformă pe care o poți accesa foarte ușor. Ce este? Timecode este o platformă de tip business process management sau o platformă de tip low-code, low-code development. Ce înseamnă low-code? Înseamnă că pentru a crea aplicații de business, aplicații web în cazul ăsta, nu mai trebuie să știi programare, cum era înainte, da? Și atunci, prin low-code, adică cod redus sau no-code, poți să creezi o aplicație de business, în cazul ăsta o aplicație web, da? Deci o aplicație web pe care o poți folosi de pe orice dispozitiv, de pe telefon, de pe laptop, de pe tabletă, în mult mai puțin timp, fără a scrie cod, aplicație care să fie mulată exact pe cerințele tale. Cum îți spuneam, da? Vrei să te diferențiezi, vrei să ai un plus în fața competiției, trebuie să poți crea, sau să ți se poată crea, sau să-ți poți crea tu, niște aplicații mult mai apropiate de ceea ce îți dorești, aplicații care să fie ușor de înțeles și ușor de utilizat de către angajați sau de către clienții tăi. Apropo de angajați și de clienți, cum e piața muncii pe zona de IT? Că se tot vorbește că România e un pol important și e un hub de IT în Europa și știm, există clusterul de la Cluj, de exemplu, care începe să fie chiar un Silicon Valley, dar așa renumit, să zicem, cât de cât în zona aceasta de IT din Europa. Care e piața muncii? Înțeleg că salariile în IT sunt printre cele mai bune salarii din zona de business.
Piața muncii în IT, într-adevăr, este dezvoltată destul de bine în România, ba chiar ai văzut că sunt companii care vin în România pentru a deschide centre operaționale, se face foarte mult outsourcing. Așa este. Deci, cumva, este o piață dezvoltată din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Ce încercăm noi să facem printr-o astfel de platformă este tocmai să dăm puterea și oamenilor care nu au trecut prin acel proces de a deveni programatori, de a învăța foarte multe tehnologii prin care să creeze acele aplicații, ci persoane care înțeleg business să poată crea, după un training de, să zicem, nu știu, o lună de zile, să poată crea, și evident sunt aplicate un pic spre zona asta tehnică, sigur, să poată crea astfel de aplicații, repet, fără a scrie cod, și fără a fi nevoie să învețe toate acele tehnologii. În felul ăsta, poți, pe de-o parte, putem noi să creăm mult mai ușor aplicații pentru clienții noștri. Clienții noștri își pot crea singure aplicații, pentru că putem să le punem la dispoziție platforma Timecode într-un model software as a service sau time as a service, cum spunem noi, pentru a-și crea singure acele aplicații, fără a avea nevoie de programatori, cum spuneam, da? Deci fără a accesa acea piață a muncii, acele resurse greu de găsit sau poate prea scumpe câteodată. Uh-huh. Sau putem să punem la dispoziție această platformă prin intermediul unui canal de parteneri. Da? Deci ăsta fiind modul în care să punem la dispoziție platforma unei game cât mai mare de clienți, atât din țară, cât și din străinătate. Deci, practic, platforma poate fi implementată atât de noi, cât și de partenerii noștri, dar chiar și de către clienții noștri. Bun. Voi însă aveți nevoie de programatori extrem de buni. Uh-huh. Încercați să simplificați procesele astea prin timecode, da, sau low-code sau no-code, da, cum spuneai, dar voi totuși aveți nevoie de programatori foarte buni. Mai sunt de găsit în România programatori foarte buni? Mai produce piața? Sau, având în vedere că oricum, din punct de vedere al programării, poți lucra cam de oriunde de pe planetă, nu prea mai contează dacă sunt în România sau nu? Piața încă produce, dovadă din nou toate centrele care se deschid, și este o piață competitivă. Într-adevăr, nu este ușor să găsești oameni, dar scopul nostru este, de fapt, să găsim acei oameni care se potrivesc cultura noastră organizațională și ajutăm cumva și noi la creșterea acestor resurse în piață. Pentru că, repet, un mediu foarte competitiv, e dificil să găsești resurse și atunci trebuie să, de fapt, să punem și noi umărul alături de celelalte companii pentru a crește astfel de resurse. Și atunci avem parteneriate cu universitățile pentru a recruta încă de pe băncile facultății, facem diverse evenimente, workshop-uri sau diverse alte lucruri în parteneriat cu ele, astfel încât să putem genera astfel de forță de muncă care să ni se alăture în acest drum. Cea mai de succes poveste din businessul românesc este, fără îndoială, Wepet, despre care știi și cu care, mă rog, împărțiți, să spun așa, anumite zone comune de business. Cum ați simțit voi la Argo ascensiunea lor și cât poate fi replicată de o companie românească această ascensiune? E o ascensiune foarte interesantă. Noi chiar am interacționat la un moment dat cu ei, din perspectiva ei, clientul nostru. Iată. Deci avem numai cuvinte bune despre ei. Nu suntem concurenți, ba chiar nu. Platforma noastră, repet, este o platformă de digitalizare din toate punctele de vedere, nu doar zona de roboți industriali. Deci cumva procesele pe care noi le digitalizăm pot îmbina roboți industriali, pot îmbina roboți software, pot îmbina artificial intelligence sau OCR, recunoașterea datelor din documente. Ei fac mai mult roboți industriali. Exact, ei sunt, nu roboți industriali, roboți software. Deci cumva platforma noastră de low code îmbină toate aceste componente și le aduc pe un proces. De fapt, până la urmă, ce trebuie să facem cu această platformă este să desenăm procesul de business, da? Să desenăm niște interfețe, să scriem niște reguli de business și reiese o aplicație. Acea aplicație poate să se folosească și de un robot software care, cum ziceam, poate să citească, de exemplu, date din documente sau să facă anumite activități automat. Dar tot respectul pentru companiile românești care reușesc să-și depășească condiția și să ajungă la
la astfel de performanță. Pe bursa de pe Wall Street. Sigur. Care sunt costurile? Pentru că, până la urmă, din punct de vedere antreprenorial, trebuie să discutăm și asta și companiile românești trebuie să înțeleagă care este nivelul financiar pe care își l-ar putea permite ca să investească în ce faceți voi. Care sunt costurile platformelor Argo? Cum spuneam, modelele s-au schimbat. Nu mai trebuie să ne uităm doar companiile mari să se uite la soluții software care să poată să le permită să se diferențieze în piață. Da? Acum, aceste modele de software as a service sau time as a service, cum propunem noi, liberalizează cumva piața și permit și companiilor mici, până și soluția ERP de care vă spuneam. Noi implementăm soluțiile ERP de la Microsoft, soluțiile Dynamics 365 Business Central sau Finance and Operations. Până și acele soluții acum sunt disponibile în model cloud software as a service, așa că și companiile mici poate să acceseze, de exemplu, pe businesscentral.ro. Companiile poate să vadă că și o companie mică cu câteva zeci de euro pe lună sau sute de euro pe lună poate să acceseze o soluție ERP, de exemplu. Din punct de vedere al platformei Timecode, la fel, în funcție de procese sau de numărul de utilizatori, poate să pornească de la câțiva euro pe lună sau zeci de euro pe lună pentru un utilizator, până la câteva sute de euro pe lună pentru acces la platforma cu care să-ți construiești singur astfel de aplicații. Evident, aici poate să intervină și serviciile de implementare, dacă e cazul să ne implicăm și noi, dar discuția poate fi ceva mai largă. Dar, repet, de la câțiva zeci de euro până la câteva sute de euro pe lună, o companie deja poate să înceapă să aibă acces la timp ca serviciu. La timp care să le genereze... Exact. Productivitate și consum redus de resurse. Cum simțiți voi la Argo că a crescut piața în ultimii ani? Nu mă refer neapărat la pandemie, mă refer la un orizont de timp un pic mai mare. Să zic, de când sunteți voi pe piață, care a fost trendul de acceptare a ceea ce faceți voi pentru piața din România? Trendul este evident crescător. N-aș ști să-ți spun un procent exact, dar cel puțin business-ul nostru a crescut în permanență. Suntem acum la 100 de angajați. Și am pornit undeva la 20, da? Okay. Acum câțiva ani. Și atunci, chiar anul ăsta o să împlinim 7 ani. Și atunci, în același timp, și business-ul nostru a crescut în permanență cu 10, 15, 20%, depinde de an. În același timp, și piața a crescut, corect, piața care cere astfel de soluții. Și odată cu piața, cum îți spuneam, am crescut și noi, am ajuns la 100 de oameni, am deschis sedi din toată țara, mă rog, București, Brașov, Timișoara, deja, și prin intermediul parteneriatelor internaționale pe care urmează să le dezvoltăm pentru platforma Timecode, spunem noi că o să ne extindem la nivel cel puțin regional. Exact. Alături de mine în această seară, Alexandru Radu, Head of Business Growth Argo Consulting România. Înțeleg că mergeți la școală, aveți 7 ani, sper să ne revedem și la majorat cu mult mai mulți angajați și cu pe același trend. Mulțumesc pentru prezența la Legile Afacerilor. Mulțumesc și eu foarte mult. Cu mare drag. Aceasta a fost Legile Afacerilor de astăzi. Ne revedem joia viitoare la ora 21 cu o ediție un pic out of the box și poate tocmai de aceea specială. Nu uitați, mulțumesc frumos, seri faine, la revedere.